Haideți să vedem cum se demontează sau cum se desface calculatorul de la frâna de mână electrică la un Volkswagen Passat B6, B7 și CC. Deconectați borna negativă sau bornele de la baterie. Desfacem bornele de 10. Desfacem bornele cu o cheie fixă de 10. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube Tutoriale Auto. Desfaceți și partea de jos, trageți din partea de jos și apoi în partea de sus. Desfacem și șuruburile de la panoul climatronic. Folosim o șurbeliță dreaptă și tragem întâi de partea aceasta roșie, scoatem în exterior și apoi apăsăm pe clemă, și scoatem în exterior. Dați scaunul cât mai în spate, glisați scaunul cât maxim în spate, ca să aveți loc să desfaceți acest plastic de pe tunelul median. Bun, și aveți un șurub în capăt, care se poate desface cu un tors de 20. Ca să scoateți plasticul, va trebui să trageți de el în jos prima dată. Îl scoateți din cleme. Bun, după ce l-a scos pe tot din cleme, va trebui să trageți de el înspre spatele mașinii, să-l scoateți afară. De ce trebuie scos din cleme de aici și apoi, vedeți aici, aveți o clemă care intră în interior și trebuie tras în spate ca să iasă. Vedeți? Astea sunt clemele. Procedați la fel și cu cel de pe partea șoferului. Voi desface și șurubul din spate, după ce am dat plasticul jos. Desfacem și șurubul de pe partea șoferului. De la consola centrală desfacem cele două șuruburi din partea de sus. Desfacem apoi placa asta de plastic, o desfacem. Bun. Și avem două șuruburi în partea de sus, facem cu un tors de 20. După ce ați desfăcut șuburile, trageți din partea de jos și apoi în sus ca să scoateți partea aceasta de la cotieră. Bun, desprindeți partea de jos, desprindeți mufa, o dați la o parte, desfacem cele două piulițe cu o tubulară sau o cheie fixă de 10. Desfacem de aici și de aici. Facem plasticul acesta de aici. Și avem două șuruburi în interior care se desfac cu un tors de 20. Va trebui să desfacem butoanele de pe stânga și de pe dreapta, de pe tunelul median, iar aici va trebui să împingem un pic. Vedeți, aici e o buză care va trebui împinsă cu șurubelnița și apoi asta ridicată ca să iasă. Deci în partea asta la fel, tot la fel trebuie să împingem de buza aceasta din plastic și apoi tragem de ea în sus. Și apoi, ca să desfacem cealaltă, prima era spartă, asta, vedeți, are aici, o bucată din plastic pe care trebuie să apăsați și apoi să o dați la o parte. Aici și o întoarcem invers, întoarcem și o scoatem din. Tragem de consola și se desface, se desprinde de. După ce ați desfăcut consola, puteți avea acces la acest modul. Iată, are și un cod pe el, 3AA907801H. După acel cod se cumpără modulul. Desfaceți cele 3 piulițe indicate cu săgeți de la calculatorul frânei de mână și apoi deconectați mufa. Ca să deconectați mufa, va trebui să trageți de acel plastic încercuit înspre botul mașinii, spre partea frontală a mașinii. Dacă vreți și alte tutoriale cu Volkswagen Passat B6, B7 și CC, scrieți-ne în secțiunea de comentarii de mai jos. Dacă acest video v-a fost de ajutor, nu uitați să dați un like, un subscribe și să comentați sau îmi puteți da un super thanks.